06-09-2019, proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii domnului consilier Pavel Cala, președinte de ședință, pe o perioadă de 3 ședințe. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutului de funcții din cadrul aparatului de specialitate a primarului. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor pentru transportul în regim de taxi de la nivelul comunei Cleja. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local Comuna Cleja de Turbaco pe anul 2018 ca urmare a referatului compartimentului de resort numărul 6578 pe 21-09-2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor specifice privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes local a panourilor publicitare a oricăror construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop. Și diverse probleme. Suplimentar, avem proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Comunei Cleja de Turbaco a unor bunuri, terenuri având categoria de folosință neproductive. Numărul 1147, situate în extravilan, ca urmare a raportului de specialitate numărul 6797 din 27-09-2018. Astea sunt proiectele. Putem începe, domnul președinte. Să punem la vot, dacă sunteți pentru. Abținere împotrivă. 15 voturi. Începem cu punctul 1 al aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 6-9-2018. Cine este pentru? 15 pentru. Mai fost? Dar nu ai trebuit cu asta. Acum, aprobarea pentru ședința respectivă, dar nu-i trai cu asta. 15 sau 13. Nu s-a ținut nimeni, nu? Da. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii domnului consilier Pavel Cala, președinte de ședință pe o perioadă de 3 ședințe. Cine este pentru? Așa vreau. Cine? 15 pentru. 15 pentru? Am corect. 15 pentru 15 ședințe. Nu, chiar așa. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate a primarului, unitatea administrativă teritorială, Comuna Cleja, județul Bacău. Deci aș putea, ca să vină în sprijinul dumneavoastră, nu s-a modificat organigrama cu nimic, decât asistența socială înainte era în serviciu, iar acum s-a făcut compartiment. Deci era serviciu în cadrul aparatului de specialitate a primarului, iar acum s-a făcut un compartiment. Și conform legii, s-a modificat legea. Practic, asta este. În schimb, numărul de persoane și totul este același. Și avem și avizul de ANFP, pentru că orice modificare trebuie... Alte discuții pe acest subiect? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? 15 voturi. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor pentru transportul în regim de taxi de la nivelul comunei Cleja, județul Bacău, prin indexare cu indicele de creștere a prețurilor de consum. Discuții pe acest subiect? Ceva detalii. Da. Mi se pare că înainte tariful a fost 1,6 și s-a făcut la 2 lei pe kilometru. Deci asta este. Iar tariful de exterior a fost 1,8 lei pe kilometru și acum 2,50 lei. Și tariful de staționare de la 16 lei s-a făcut la 20 de lei pe oră. Și tariful de noapte de 1,5. Da, a fost și tarif de noapte? Da. Tarif de noapte, da. 1,8, a 2,50. Supunem la dacă... Cine este pentru? Scuze. 15 pentru, nici la cine, nici la... Da.
Punctul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local Comuna Crejea, județul Bacău, pe 2018, ca urmare a referatului compartimentului de resort numărul 6578 din 21.09.2018. Discuții? Deci, noi am terminat proiectul de la poduri, proiectul de la poduri. Am primit către București, pentru că sunt banii de la Mederaf. Primim banii, dar banii trec prin noi. Practic, rectificarea. Introducem banii în bugetul nostru și plătim proiectanții. După, s-a primit suma de 12.000 de lei cu rectificarea din impozitul pe venit realizat pe raza comunei și s-au pus în capitolul unde am avut nevoie. S-au luat 3.000 de lei din TVA de la școală, pentru că au fost cam mulți, doar de la începutul anului. Ca să știți. Alte întrebări, dacă... Supunem la vot, dacă nu sunt alte întrebări. Cine este pentru? 15 pentru, nicio abținere. Punctul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea normelor specifice privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes local, a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop. Deci am primit către Consiliul Județean, trebuia să ne vină aviz din partea lor și pentru că încă nu avem avizul, retragem acest proiect de pe ordinea de zi astăzi, deci nu avem ce vota. Cine am așteptat pe? Până astăzi, am crezut că... Nu, dar trebuie să aprobăm. Nu ai ceva, nu ai ce agenda. La diverse. Suplimentarea, deci, domnul Cada, e vorba de amplasarea unui bazin de 800 de metri cubi. Am căutat, am umblat în toată comuna, de fapt, unde se putea amplasa acest bazin. Cu greu am găsit aici, la intersecție, la Somușca, unde merge spre Somușca și spre cimitir, ca să spun așa, în Chelescot. Părău Crucii, ca să spunem așa, sunt salcile alea, singurul teren unde am găsit liber de sarcini, în sensul că nu ia nimănui. Pentru că am celelalte terenuri, sunt multe proprietăți, nedezvăzute moșteniri, n-ai cum să... La fie atrucii. N-ai cum să... Pentru a amplasa... Deci ascultă, la ora actuală, apa nu ne ajunge pentru toată comuna. Și pe poii, odată cu canalizarea, se recalculează debitele pentru apă. Și atunci, bazinul din Somușca va rămâne pentru Somușca, iar din Cleșa se coboară și se face un rezervor aici, la cimitir, care va asigura pentru Cleșa apa. Ceea ce vă mai pot spune că se vor închide cuțurile de la vale și se va aduce apa din Bacău de la aducțiunea de la Valea Uzurei. Deci noi vom avea apă de la Valea Uzurei. S-a constatat și s-a considerat că este mai ieftin să facem o conductă de la Bacău la Cleja și nu numai Cleja, Rătăciune încoace cu proiectul ăsta, decât să avem cuțurile noastre care nivelul de poluanți a crescut foarte mare și este foarte scump ca să tratezi apa. Și atunci o să vină o apă curată ca să și se vor face investiții pe tema asta. Noroc că noi avem fântâni să nu pățim caia de la Bacău. Avem fântâni. Probabil că eu am să, dacă o să se poată, ca să ținem în rezervă și puțurile noastre. Nu, deși nu văd cum. Înțelegeți? Da, dar am dat investiții acolo. Sunt investiții pe fonduri europene, poimul acum, cu canalizarea. Deci avem 27 de kilometri de canalizare și odată mai facem încă vreo 4 kilometri sau chiar 6, mi se pare, de apă, să cuprindem toată Cleja. Și cu ocazia asta refacem și instalația de apă. De fapt, coborârea care va fi de la Somușca, de la Cleja, se mai bagă în oțeanul. Pentru că nu-i suficientă țeava asta care este acum. De asta nici nu-i debit. Și atunci se recalculează tot sistemul de apă în comuna Cleja.
La Valea Mică nu se umblă pentru că Valea Mică este ajunge debitul acolo. De acolo. Ea, problema este în următor. Deci trebuie lăsată instalația care este la ora actuală până o să vină aia de la Bacău. Deci treaba asta trebuie lăsată, e clar. Păi nici să nu vă gândesc că se ajunge de cineva de instalația de pe. Să nu facem o prostie. Păi n-ai cum, dar nu, dar nici nu te smegătim la chestia asta. E o... Bun, dar dacă vine de la, ca la Bacău, de la Valea Uzului, da, la ce mai trebuie bazin? Păi pentru o bazin de stocare, mă, ca să ai grijă. Ca să ai o cantitate, ascultă de acolo, păi nu trebuie să pompezi în bazinul ăsta și de acolo să coboare spre Cleja. Păi nu-ți trebuie, nu-ți trebuie stații de repompare, stații de... Clorinare. Nu, clorinare n-ai nevoie, că clorinează la Bacău. Păi tocmai asta este ideea, înțelegi? Dar îți trebuie un rezervor de unde pleacă apa, deci el îl împinge și de acolo prin cădere asiguri alimentarea comună. Bine, dar eu consider că, dacă v-ați gândit aici la cimitir, zic, este un teren prea jos așa. Eu cred că ar trebui undeva mai sus, se poate găsi o bucată. Noi avem proiectanții, nu face Cleja, nu fac cu proiectanții noștri, sunt proiectanți de la București, angajați de CRAP, ca să spun așa. Dar poate nu o să fie prin cădere, o să fie prin repompare. O să fie și un sistem de hidrofor, adică un fel de, majoritatea instalațiilor de apă acum funcționează pe sisteme tip hidrofor, știi? Adică menține presiunea pe țeavă permanent, înțelegeți? Dar trebuie să ai apa, trebuie să ai depozit de apă, nu poți să tragi din țeavă cât îți trebuie. Ai acolo și rezerva care ai nevoie. Deci eu zic că este un lucru foarte bun. Și vreau să vă spun că dacă cauți o bucată de teren, nu găsești să poți să... n-ai de unde să cumperi. Cu bani, fără bani, nu găsești ca să... Acolo e noștri nostru. Am analizat. Deci, anul trecut când am făcut părăul acolo, de atunci s-a uscat. Pentru că am coborât nivelul, s-a uscat, este bine. Și plus de asta vin proiectanți, se fac studii geo. Și se refacă. S-au făcut și în apă și peste tot. Nu se pune în funcție de nevoile care o să se constate de structura solului, se va face proiectul. S-a făcut autostradă peste bloare. Da, sub Dunăre. Da, au făcut în România aici și la urmă de autostradă. E, și în Italia am văzut poduri. Acum, cine de sunt peste tot? Nu poți. Podul ăla are o ceva de ani și asfaltul, autostrada aia avea un an de zi. Domnule, problemele care se întâmplă la început, după care se remediază și se... și asta e viața. Știi ce se întâmplă? Dacă lucrurile nu s-ar strica, la un moment dat n-ai avea ce face. Mare asemenea România. Mai grav e că se consumă și nu se face nimic. Banii se consumă și nu se face nimic în țară. Și facem alți bani. Banii ei afară. În momentul că lucrez conștiință, să plătească economii. Și câțiva mafioți destul de acolo din Parlament să trăiască ca băiat. Dar și ei amuncesc, domnule. Da, ca să ia banii. Păi nu. Ca să facă bine, să facă... Reintroduc banii circuit. Păi voia lor. Asta este. Voia lor, da. Dar trebuie să o fac cu voia noastră, nu cu voia lor. Păi tu l-ai ales pe acolo așa. Tu l-ai pus acolo. Ești Alex singur. Ești Alex singur, domn primar. Nu știu, domnule, ești consilier, nu pare rău că judeci așa. Vă pare rău că mă deranjează. Dar nu, pe mine nu. Deranjează realitatea. Pe mine chiar nu mă deranjează. Eu vreau să spun că la vot, dumneavoastră votați și eu și toată lumea votăm. A devenit de acum dureros. Da, acum, ascultați, domnul consilier, acum ați devenit conștient de lucrul ăsta? De mult. Sau acum o exprimați? Acum ați discuția de să supunem oameni. Ce este pentru? Deci, ce spune ce pentru? Ei, până la urmă ați dat un vot. Da. Și dacă nu dădeam de-o dată. Dacă nu mai sunt alte discuții, alte subiecte, să trecem la declarări. Nu, avem la diverse. Domnilor, am primit o sesizare de la Bacău. De fapt, mai de mult. La monumentul de la Vale apare un erou acolo așa, care
Ei spun, domnule, ați profanat monumentul istoric. L-a spus pe acolo, pe aviatorul, nu știu cum se numește, trebuie să-l dați jos de pe placa aia acolo. Acolo sunt trecuți cei care au murit pentru țară. El n-a murit pentru țară. Este un, orice om putea să moară, să piloteze, să cadă, alții sunt ingineri. Nu înseamnă că dacă un om un pic pregătit, îl numim și erou. Este el cinstim. Al comunei, ca pentru comunei, este un erou. Dar de ce, domnul Frant? Erou înseamnă a murit pentru patrie. Te lupta cu armă. Pentru ce este erou? Spuneți-mi pentru... El o cinste pentru România, că ne reprezintă, ne-a reprezentat... Unde te-a reprezentat? Da, dar sunt fotbaliști, avem sporturi care ne... Și nu înseamnă că sunt eroi. Nu ne-au reprezentat la nivelul lui. Și unde te-au reprezentat? Dar cum ai trebuit? Păi, sigur că da. Dar, domnul Frant, haideți să înțelegem subiect. Dar acum, domnule, că nu, doar să te văd cadrul neședinței. Ai un principiu, ai un... O să spui, domnule, este erou. Pentru ce este erou? Rămâne așa, deci trebuie să-l dăm și să-l dăm tot. E pentru buzunarul lui făcea acolo ceva. Păi, dar nu făcea. De ce este erou? Nu e erou. Deci, ce presupune asta? Nu, nimic, că dăm jos. Deci, nu știu, a fost un jurent, n-a fost. Eu spun că trebuie să dăm jos, că v-am profanat un moment. Poate placă? Placă, ai, cum se placă? Adică trebuie de vânt altă placă. Păi și denumirea stadionului rămâne la fel? Ar trebui măcar erou să nu funcționeze. Că nu este erou. Exact, aviator. Dar stadionul nu se numește voi erou, nu știu. Nu se numește aviator. Ei, dacă e aviator, îl lăsăm acolo, pe zbura. Da. Bun, dacă sunt și alte... Teremul de sport nu se... Domnule, domnule primar, cu, ați început bine cu drumurile, cu astea. Vă rog frumos, mai continuați cu agricultura asta, știți. Spuneți-mi unde aveți nevoie. Unde credeți? Noi am, eu am fost aseară de toate lumele. Asta o plecat cu buldo, da? Nu face buldo nimic. Ascult, așa este, terenul este foarte tare. Acum, este atât de uscat încât... pe chinul utilat. Și dacă vine cu... Și, deci, grederul totuși ar face altfel. Și grederul atât de greu merge. Ascultă, terminăm recolta asta, că n-ai cum, acum. Și eu aș zice, după ce când e terenul un pic, primăvara, când este, atunci să băgăm grederul, la primăvară ca să fie pentru toată vara, pentru toată, înțelegi? Dar eu merg și acum, dacă sunt undeva punctual. Dar nu urci în camioanele, nu se urci. Unde? Aici, în partea asta, uite, primit-o, lea, cu totul bundă. Dar sunt, nu poate, dacă se aduce burama, nu cu cupa. Dar nu, nu poate, bundă nu poate, bundă nu ușor. E budoză, budozer sau autogrem. Acum, ascultă, dacă am anunțat ploi, acum mă gândeam și astăzi, am primit deja în via din Valea Mică și acolo sunt probleme la intrare. Am primit bundă acum, cât de către, adică îndreaptă la intrare. Înțelegi? Dar ideea este ca drumurile alea să... Deci majoritatea drumurilor sunt refăcute și merg... Da, bine, eu ceva de așa. Dar o să facem și aici, ascultă-le, o să facem și drumul ăsta și o să fiu mai atent în primăvară, când e un pic terenul mai moale, să facem toate drumurile și atunci toată vara ai drumul bun. Deci, mă uitam aseară, am fost aici la Părău Cuci și spus că Cigaș. Dom'le, pentru că vine autogrederul și îi dă o anumită... înclinație, nu se mai fac gău, nu se mai, deci se menține drumul foarte bine. Deci așa vom face. Păi, vom face. Ce vrei, doar nu i-am fac. Sigur, dar vreau să spun că drumurile s-au bune, circul cu mașina, peste tot. Aici, pe zona asta, într-adevăr, poate am neglijat, nu știu. Aici așa, Dobrița la vale, după... Și la Dobrița, până la calea ferată, așa. Dar, deci, ascultați-vă, s-a făcut drumul spre Somușca. Noi până acum, din partea Consiliului Local, totdeauna aveam probleme. Venea ploaia, fugi la drumul spre Somușca. Venea orice, deci totdeauna trecea după o săptămână, du-te la drumul spre Somușca. Acum s-a făcut drumul, îi facem ligole ca coadă, sper ca drumul ăsta să țină cel puțin 10 ani și eu îl garantez că va ține 10 ani, nu la prima ploaie va fi luat, cum vorbește toată lumea,
Acum, și ce se întâmplă? Vine el, zice, bă, asfaltul prost și nu știu ce, alungați-i din sat. După ce vede că drumul e bine, vine celălalt, zice, domnule, stai, că nu-i meritul primarului. Nici nu-i meritul meu, nici n-am zis pe meritul sau anume, dar drumul este bun. Asta vreau să vă spun, drumul este bun, se circulă foarte bine, o să facem rigol de cap, coadă, ca să nu se mai strice, pentru că de acolo pleacă stricatul drumului, dar printre apa sub asfalt se umflă și... Deci vom face să fie bine și încet încet scăpăm, facem pod, facem drumul, facem gaz, facem... Area de întreținere se restrânge și avem timp. Practic, dacă toată vara ploie, n-ai avut timp să mergi pe drumul de asta de agricultură. Și din cauza asta. Dar noi de dimineață, 8 ore, cu budul ăla tragi tot timpul de budul, de multe camioane. Toată ziua asta suntem, cu 416. Sigur, sunt ăștia de la majoritatea, că sunt 416, că nu știu ce să veniți să facem. Le-am explicat. 416 avem, câte 16 ore, 20 de ore. În 20 de ore terminat, n-ai timp toată luna. Ei cred că nu mai avem o armată de oameni acolo care nu-i folosim la treabă. Toți muncesc, dar programul v-am spus, 16 ore, 18 ore, depinde de fiecare. Și n-ai... Oricum ne-a făcut. La anul mi-am propus ca să cumpărăm o mașină de tăiat iarbă, dar montat pe budo sau chiar un utilaj. În momentul când am făcut toate rigolele, șanțurile, ai făcut malurile șanțului, ca să spun așa, vii cu un utilaj de la Calazonă, ca să spun, la șoseaua națională. Și atunci n-ai nevoie nici de ăla de 416. Pentru că cum a dat guvernul acum, că toți sunt obligați să se ducă, nu știu dacă va avea efect legea asta care o scoate, pentru că cei care sunt la 416 nu-s buni, nu pot să-l trimite, nu-i angajează nimeni. Poate vreunul dintre ei, poate o să-și găsească loc de muncă, dar noi nu avem oameni care să se ducă, care să fie, am vreo 2-3 acolo, dar la 20, îi vezi în șantă cu băutura și cu toate, adică nu sunt oameni care să se ducă să angajeze, nu îi ține nimeni. Deci astea sunt problemele. Noi căutăm, sigur, o să... Dacă cumpăr un utilaj de ăla, nu o să mai ai nevoie de tăiat, să vină el. Comuna e mare. Sunt și copaci care sunt curse acel utilaj să-și facă treaba. Nu, că el, sigur, dar el încearcă și trece pe lângă copaci. Da. Pentru o zi două asta nu înseamnă că nu s-ar putea închide un buldozer și un pic să treacă pe aici, că e durere ce e, e groc mare, o venit apa mare, spune-mă. Dacă e un urât de la E85, vine drept, așa? Care, numai aici, la Slău? Aici așa pe partea cealaltă, la poate vă urmă. Asta e că face, uite. Apa merge pe unde... Uite, mergem, deci terminăm ședința, mă, ne facem chestia. Dar va urca mașina mare pe aici, de la șosea. Farmacia, ce-l spui? Bătrâni, oameni în vârstă. Deci, problema cu farmacia este această societate care lucrează, care vinde medicamente, nu știu, are niște probleme financiare. Ce s-a întâmplat? Acum vrea să treacă de pe o firmă pe cealaltă, pe altă. Este de el, nu? Nu e a primărie, nu e o firmă privată. Între timp a venit altcineva care dorește să mai deschidă o farmacie. Durează și pentru firma respectivă 60 de zile până se aprobările la București. Am vorbit, ăsta se trece de pe o firmă, pe cealaltă, la fel durează nu știu câte luni. Cam astea sunt. De două luni, da. Nu, farmacia cealaltă am înțeles că a vorbit la Roca, ca să dedesubt acolo. Am înțeles că deja au făcut deja contractul de închiriere și dă drumul la să facă lucrurile necesare acolo. Cealaltă merge în control, dar noi vom face când apare dispensarul nostru. În zona de la Cleja 2. Aici două farmacii în zona de la Cleja 2. Băi omule, problema de spațiu. Nu găsesc oameni spațiu și ei sunt privați. Nu, ascultă, sunt de acord cu mine, dar ei stabilesc unde să facă, el e privat, da, el unde vrea să facă, eu nu pot să-i impun unde să facă el farmacia. Din punctul meu, deci ăsta care, nu știu cât va merge
cel care este la actual, dar am înțeles că are probleme, nu știu. Nu pot să... Cert este că acum farmacia este închisă. Pentru ce? Nu s-a dar dacă vin la dumneavoastră cu propunerea, ideea lui Vali e foarte bună. Deci chestia e bună, acolo. Domnul Vali, dacă are un spațiu de închiria, să se ducă la un farmacie și să spună, băi, nu vrei să faci farmacie la mine? Și scurt. Eu, ca primar, nu pot să spun unde să deschidă omul afacere, să fac o afacere, că dacă aș ști că eu aș fi o afacere bună, poate fac eu, nu știu. Dar nu, eu nu mă bag în fiecare afacerile mele bine. Dar se poate propune, nu impune. Dar puteți asta, nu asta vă spuneam, oricum la dumneavoastră vin și întreabă la primărie și puteți să propuneți, da, domnule, am unul, aveți numărul lui. Ei când vine, zice, domnule, unde e zona centrală? Degeaba ai 3 farmacii în zona centrală, că da, tot de acolo vin la 3 km. Da, nu știu, că aici pune afară. Și oricum, el când vine, vine întâi aici, la medic. Medicul îi dă rețeta și intră farmacie. Am zis că ați luat un medic acum. Avem domnul primar, dar avem construcția făcut unde e prevăzut și farmacie. În momentul când va fi farmacia, sigur, se va scoate la licitație și se va face farmacie în cadrul dispensarului. Mă interesam când va fi. A, ca să vă spun. Proiectul este gata, s-a luat ordinul de începere. Deja am ordinul de începere, dar e în faza de PTH, nu de PTH. Proiectul este făcut în fața de autorizație de construcție. Deci, depuse documentele pentru autorizație de construcție. Vedeți că eu deja a venit constructorul și mi-a cerut să eliberez amplasamentul. Am cărat toată cărămida, cine are nevoie de cărămidă bună, găsește acolo la Vale. Este cărămidă bună din clădirea respectivă, nu vrea nimeni. Deci am eliberat amplasamentul pentru ca să înceapă construcția. Durează vreo lună de zile, cred că, până obține autorizația de construcție, după care se începe construcția. Avem licitate, lucrurile sunt clare, nu e o problemă. Podurile la fel. Săptămâna asta am depus la OCPI să intabulez terenurile, adică unde vine construcția podului. Trebuie să începem concesiunea terenului care este Apelor Române, pentru că trebuie să cer conform legii, terenul este Apelor Române sub poduri și trebuie concesionate. Deja se lucrează într-o săptămână, cred că într-o săptămână suntem gata. Două, ca să terminăm cu hârtie. Și după care obținem autorizația de construcție. Și aici. Poate anul ăsta începem, totuși, ceva la poduri. Domnul primar, panoul ăla de avertizare de acolo, de jos, de acolo, să nu se depoziteze gunoaie. Da. N-ar trebui pus în partea asta, că omul nu vede panoul ăla. Bun. Haideți să vă spun cum am gândit cu panoul ăsta de avertizare. Domnule, păi el vede după ce lasă gunoiul. Când se toarce înapoi, vede. Dar eu vă spun un lucru. Practic, toată lumea din comună știe că nu are voie să depoziteze. Da, ar fi mai deci, bine să fie acolo la intrare. Problema i-am pus pe stâlp ca să nu dispară. Că dacă eu am pus acolo panou, într-o săptămână a dispus. Dar zic, bă, pune pe stâlp, că n-ai, bă, un pic mai la înălțime, ca să nu ne poți pe lume. Dacă ar fi pe partea asta stâlpul. Că înainte plângea domnul Vali, că punea indicatorul și a doua zi indicatorul era dispus. Am pus peste tot în toată comuna, domnule, să se știe că nu se poate depozita decât în locul special amenajat. Chestia asta ar trebui, o să mă vorbesc și cu preoții, gândesc la biserică, dar și voi, la mediatizat, discutat. Domnule, ai vine la fiecare săptămână cu gunoiera. De ce nu pui la gunoi, domnule? De ce nu facem în așa să nu mai cărăm în stânga, în dreapta și zi de zi eu cu ăștia trebuie să cărăm? Și bine, domnule, dar nu înțeleg de ce, de unde apare gunoiul acolo, dacă avem salubritate la nivel de localitate. Nu înțeleg și vă spun, am fost acum cu, au fost ziua asta internațională, sau nici nu știu, la nivel de comună în care am participat, sau s-au participat masiv, la strâns, nu știu, că 200 de sași, nu știu cât o strâns. Dar nu reușim să conștientizăm, doar fiecare dintre noi discutăm, nu? Și spune, bă, nu pune, nu arunca. Domnul Stumberoane crede că nu plătesc, deci asta sigur aici este situația. Multe familii știu că n-au tomberoane, deci încă de atunci n-au scos ca precum ca să nu plătească, să ei doar nu fac gunoi. Și de acolo pleacă, sunt sigur.
Este, este cineva care s-a răsturnat cu căruța cu ipianită la Gherguță în șansă. Eu l-am văzut că strângea ipianita, urmă am găsit ipianita în mijlocul porumbului. Cineva s-a răsturnat și ne zice din Somușca. Dar atunci, da, e jitarul ăla, Mihai ăla, care l-a părăsit femeia. S-a răsturnat în șansă, s-a spus ipianita și am găsit ipianita în mijlocul căruței. Acum, haideți să luăm și partea legislativă. Așa este, înseamnă că l-ai găsit, trebuia să-mi spui. Acum am văzut, că acum am văzut. Așa, merg acolo și îi spun să strângă. Haideți să-i dăm amers, să dăm amers. Ce faci cu oameni dacă nu au de unde plăti, n-ai ce să le iei și aici sunt probleme. Bun, asta nu este o scuză ca să fim foarte atenți. Dar mergem pe călătorosul comunității dacă nu are bani de-a mea. E condamnat. Nu știu. Nu, dar cu poliția cu locală, fiecare e problemă. Acum, într-adevăr, cu Edelita mergem și, domne, strângeți mizeria de acolo. Te-ai luat și-a spus, voi, știi unde ai lăsat Edelita? Du-te, ia-ți Edelita, că ăla care o văzut, te duce la fața locului. Dar se vede Edelita proastă, de descărcat acolo. Bun, o să luăm legătura cu el, sigur. De cine din Somușca, stânga, de Crucea, de acolo, tot acolo, două, trei căruțe de ipianite răsturnate de acolo, din Crucea. Da. Și am întrebat niște persoane, cine a făcut? Că cineva a fi dărâmat o casă și a cărat tot morozul unde era acolo, dar nu l-a pus măcar într-un loc, ca idee. O pute unde a apucat, unde s-a oprit carul acolo răsturnat. Da, da. Așa, da. Domnul primar, nu să vorbim de exemplu la cimitirii, niște tomberoane de amplasat. Ba nu în perioada aia când se fac curățenii, cam de două ori, trei ori pe an se face curățenii, da? Păi atunci, haideți, spune. De exemplu, pe 1 noiembrie, dar înainte cu o săptămână, i-am amplasat un tomberon acolo pentru mai mărișor. Mai mărișor. Și tomberoane de alea mari. Acum trebuie să achiziționăm, că n-avem. Problema este aici așa la cimitir. Na, dacă ceea ce adunăm este mai mult, adică mai multă vegetație. Da, da, da. Vegetație. N-am putea pune undeva într-o grămadă și să dăm foc. Nu, da, acolo unde la putere, acolo sunt și flori cu coroane de plastic, flori alea nu puteze. Adică să fie ceva, un recipient acolo care se poate ridica. Cam de trei ori se face curățenie așa mai general, așa, mai de desfințirea vorbim. Deci, deci, nu avem, eu spun, trebuie să cumpărăm. Acum așteptăm, tot așteptăm să vedem ăștia cu mediu, o să ne oblige ca să facem colectare selectivă, în care să venim cu galben, verde și, înțelegi? Deci, când de curând o să vină, o să ne implice, o să fim obligați. Aici cu cimitirul, cred că dacă ne-ai anunțat, sau ne-ar anunța, să mergem noi să luăm, că nu știu, cam așa. Adică să grămadă și să strângem grămadă și luni când vine, și când vine luni dimineață, sau când vine ăștia de la, să domne, dă duci și ridici și de acolo, cred că așa ar fi soluția cea mai bună. Așa e, nu sunt probleme, peste tot. Cum? Nu trebuie, ai drum. Nu, dar e lângă drum. Venim, adică nu este discutat. Dar s-ar trebui doar coloanele, cum este vegetația uscată în alta, ar trebui la grămadă acolo și în final cu plasă de zi. Le ține până la urmă și de noi, ca oameni, ca indivizi, ca să... Dar se poate face, scheletul din fier și închis cu plasă de astea ca lumea. Care e problema? Poate mă repet mai aproape, dar chiar în ințință, în interior, la noi, la cimitire, se poate repede. Da, da, așa la... Nu, dar poate face așa cu balamare, care e problema? Dar se poate face balama. Și deschide și încarca. Eu declar ședința închisă.